La standul României ieri am avut ocazia să ascultăm poeziile Poeților Fără Frontieră. Era o întâlnire a poeților de origine sârbă din România, respectiv a celor de origine română, cu domiciliu în Serbia. Poeziile nu le-am ales eu, ele m-au ales pe mine. În felul că toate emoțiile care s-au adunat în sufletul meu, în privirea aia, în gândurile mele, deci ele trebuiau să izbucnească din mine. În sala Vasco Popa, încă o reuniune de poeți, sub semnul unei recunoștințe speciale de către Administrația Târgului Internațional de la Belgrad, pentru jubileul de 50 de ani de activitate a acestei case de editură. Această distinție este mai întâi menită celor doi poeți, Vasco Popa și Petru Cârdu, iar apoi nouă celor care azi muncim cu mare entuziasm și suntem mândri că cineva a recunoscut această muncă a noastră. Târgul de carte își va închide porțile duminică, iar până atunci, cu siguranță, vom urmări și alte evenimente însemnate de pe scena literară româno-sârbă.